Tot n-am mai filmat nimic cu Toyota, facem bara. Și dacă facem bara, facem și capota. Și dacă facem și capota, schimbăm și aripile. Și dacă schimbăm și aripile, vopsim și pragurile. Și dacă vopsim pragurile, vopsim și aripile spate. Și dacă vopsim aripile spate, vopsim și haionul și interiorul, unde se vede un pic de rugină. Na, vorba aia. Aștept în comentarii cu păreri despre vopseaua Raptor. Ați avut, ați făcut, ați vopsit. Cum a ieșit? A ieșit bine? Mulțumiți, nemulțumiți? Frumos? Pune 35, urtat. O să fie fun, they said. Dar se pare că nu. Nu e așa de fun. Da, în sfârșit. Nu e problemă, reparăm și asta. Reparăm și pe aici. Ce, nu face focus? Hai că face la un moment dat. Da, asta e. Vopsim, facem țiplă. Aripi oribile, 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 praguri oribile, oribile. Trebuie să fie țiplă, nu se poate așa. Îmi place că fac aripile acum și într-un an de zile o să le tai 100%. Le tai și le ia mama dreacu. Da, e, să vedem bara, cum o să iasă. Și nuanțe și culoare și tot. Mhm. Luați-vă Toyota, o să fie fun, they said. Am aici Patrol Style, fără bară pe spate. Nu, că nu e rugină, e așa, de doar un strat de piele. Când îmbătrânești, mai dai un strat de piele jos. Vorba aia, Toyota nu se strică niciodată, ea doar se ușurează și se îmbunătățește. Îi tragem ușor chitul și vopseaua repară beleaua. Ce avem noi aici? Mamă, ce haion am, ești nebunit. Și aripi? Asta-s aripile alea, tu mașina e răsturnată. Trag aici un filtru sport. Da, frumos. Se putea și mai bine, dar nu pentru genul ăsta de mașină. Pentru altele cu pretenții mai mari. Deci putea să o polișez aici, cam un gunoi. Unde ești eu? Unde ești eu? Nu. În bara, terminăm mașina, nu știu nici de aici, așa. Bărbonatul. După cum știți, am terminat bara de confecționat, că na, eu am mai terminat-o odată, dar n-aveam proiectoare. Dă-i, pune-i proiectoare, vopsește-o de control, să vedem codul de culoare. De data asta am ales codul de culoare preferat, ceva mai închis. Ce vedeți voi în spate, vopsește-ne Laurențiu acolo cu Raptor, pentru că am intrat și eu, am văzut toată lumea Raptor în sus, Raptor în jos, Raptor în stânga, Raptor în dreapta, și am intrat pe site-ul băieților de la U-Pol România, unde am găsit toate explicațiile necesare pentru a putea folosi această vopsea specială anti-zgârieturi. E atât de simplu, primește acasă coletul, îți vine o cutiuță cu vopseaua și întăritorul, se adaugă întăritorul în vopsea, se amestecă timp de 3 minute, după care poate fi vopsită cu un pistol de teroson pentru un grad de brobonare mai mare. Eu nu sunt fan atât de brobonat, așa că folosim un pistol de fueler noi aici. Nu arată rău. E suficient de bună pentru mine.
sunt prea mai probonat, poate să folosesc un pistol de terosun. Eu sunt mulțumit. E gradul de broboneală. Pe lângă Raptor, pe bara față și bara spate, sau șasiul spate, pe lângă beculețele de montat sub mașină, când vorba aia, când ai probleme la mansardă, ai probleme la mansardă, am primit și o cameră de la Garmin. Ta-da! Să nu mai ziceți că filmez tot timpul cu telefon. Asta o să stea în Toyota și toate imaginile on board de la Toyota vor fi cu ajutorul camerei de la Garmin. S-o și monta. Am povestit cum am spart stopul, dar e atât de mult de povestit. Am încercat să curăț asta în spate de rugină. Zic, hai că deschid geamul, că era mașina la perete. Am deschis geamul, zic, hai să pun roata pe față. M-am să pun roata pe față. Când am strâns prezoanele cu coarba, am mutat mașina 2 cm mai în spate și s-a lovit cu stopul în colțul geamului. Oricum, o fac nou, adică să nu credeți că știu. Mulți vor zice că e ruginită rău, dar nu, nu e atât de rău. Hai, ce să facem? Auto transpirație, mâini frumoase, elegante. Dacă nu mi-a plăcut viața la birou. Haide, mă, că a venit și momentul să schimbăm stopurile. Da! Vezi că asta de la eșapamente din oțel nu e... Da, știu. Da. Cum arată stopurile second hand din Japonia, frate. Au costat și 100 de lei toate 4. Ultimul set nu mai există. Dacă le sparg și pastea, nu mai am de unde să mai cumpăr altele. Am plătit 100 de lei pe piese în Japonia și 400 de lei taxe. Transport, taxe vamale, TVA-uri, vamă și așa mai departe. Și dacă tot au venit stopurile, a venit și momentul să montăm Webasto. Dar bineînțeles că Webasto nu se montează așa ușor. I-am făcut un suport, costum. Suportul, am eu o vorbă. Și bineînțeles, când am desfăcut acolo la apă, s-a rupt un teu, s-a spart, s-a dus, ia furtuni, ia teu, caută. Nu știu, e, nu e simplu. O, că mai un pic. Nu se vede. Dar funcționează, mă, frate. Și cald? Nimeni, nu e nimeni cald. Frumos la locul lui aici, cu suport, cu tot ce vrei, talent. Ce-a făcut? A luat-o mai încet. Trage-mă tu. Oh, așa face el? Gata, asta-i tot? Face aprindere. Da, bă, da, din nou l-a tras. Ia. Nu o să pornesc, că nu e risic. Care are aer mult. Adică nu leg fază, nu contează. Ce e? Aua. De frate. Bătă lumina pe aici, nu înțelege. Nu era în motorină, ha? Cum să tragă, mă, săracul, dacă nu are motorină? Hai să vedem. Vine rezervorul aici, ții, plă, ne bește. Filtru aici. Ce ai, băi? Evacuarea scoate fumul. Evacuarea scoate fumul, dar trebuie să meargă până iese foc de aici, aici, nu? Audă ce scoate. Ia foc. Ce păi, frate, vedem ce se întâmplă, Dan. Ce poate să facă aici, nebun? Se foc. Păi cât de foc să ia? Tare? Da. Da, nu știu ce să zic. Vedem. Testele de a doua zi. Testăm. Webasto funcționează. Montat corect și corespunzător pe evacuarea acolo în jos. Rezervorul de motorină. Mai trebuie să lucrăm la rezervor. Ce? Are de toate, nu? Car kit-ul meu, băi, frate, eu. Lightweight. O fină nu tot bine. Da. În față de aici. Ce în față, măi?
Haos. Haos. Totul haos. Mai am stopul de schimbat, bă, i-am uitat. Să mă apuc de stop acum, dacă tot suntem în test. Băi, ești nebun? Ia uite magie. Am reparat stopul. Cât de simplu. Cu altul. Vorba aia, eu la 2-3 luni și-a schimb stopurile, că se murdăresc de praf. Așa să știa cu toate, figurați.